și Gheorghe Udă și Ana Paucă și Nicol și Ceaușescu și Maură și Teohari Georgescu și Bodora și toți, toți agenții ai moscovei și criminali. Scuze-mă. Adică tu vrei să-mi spui că dacă noi, comuniști ăștia care nu vă plac vouă, n-am fi venit la putere, v-ar fi făcut regele ăsta al vostru, care nici măcar român nu era, v-ar fi făcut el blocuri în care să stați și v-ar fi electrificat el țara, da? De ce criminal? Pentru că le-a dat de mâncare la săraci? Pentru că i-au băgat în pușcărie pe cheaburi? Pentru că au ajuns oamenii să poată merge la spital gratuit? Asta de oricum s-a întâmplat și sub rege. Îmi pare rău, dar istoria nu se face cu presupuneri. Dacă le-ar fi făcut și regele, de ce nu le-a făcut înainte să venim noi? Ce i-a lipsit? Timpul sau inspirația? A cerut cineva blocuri? Lasă-l, adică oamenii au dus-o foarte bine până să vină Ceaușescu la putere. Și nici tu, nici Sandra nu erați născuți, că doar eu vă știu de când era tati Pica. Și nu știți ce mulțumiți erau oamenii de blocurile astea pe care li le-a dat partidul. Da? Da. Și mergeam de drag la defilare de 1 mai. Mergeam de drag.